Vreau să remarc astăzi și să felicit toți membrii Guvernului și pe toți românii, practic, care au făcut posibil ca în mesajul de astăzi, mesajul anual al președintelui Consiliului European, domnul Jean-Claude Juncker, a făcut referire la România și numai pozitiv. Este un mesaj extraordinar. Este prima dată când Comisia Europeană nu ne critică, ci apreciază demersurile pe care le-am făcut noi cu toții, România. Este eroina acestei povești.